Am onoarea să vă salut, stimați compatrioți, și să vă mulțumesc frumos că v-ați afectat clipele următoare urmăririi unei noi ediții a emisiunii Valori Euroatlantice, pe care o promovează postul de televiziune 6 TV, în respectul firesc față de prezența noastră în Uniunea Europeană, în comunitatea euroatlantică, la frontiera de est a NATO, într-o situație în care nu numai ce se întâmplă în Ucraina, și despre Ucraina vom discuta în partea a doua a emisiunii, dar și ceea ce a marcat zilele acestea Republica Moldova, o comemorare cu înțelesul aparte, ne determină să avem un dialog cu trei invitați speciali. Subiectul ales, războiul de pe Nistru, războiul contra făcăturii geopolitice a Moscovei, numită Republica Moldovenească Nistriană, nu este deloc un subiect care putea fi mormântat, pentru că acum 23 de ani, frații noștri din stânga Prutului, frații de limbă românească, frații care își doresc să fie într-o singură Românie, așa cum au reușit germanii din Republica Democrată Germană să fie alături de fraților din Germania Occidentală, acești conaționali s-au înfruntat cu un imperiu care a jucat ca întotdeauna, ca și astăzi, în favoarea menținerii unor capete de pod pentru a le exploata strategic după aceea. Despre ceea ce a fost atunci pe Nistru, în dreapta Nistrului, în stânga Nistrului, vom discuta cu trei compatrioți și de data aceasta este vorba de sociologul Dan Nicu. Am onoarea să vă salut. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. De participantul la conflictul de pe Nistru, domnul colonel în rezervă, dr. Munteanu. Am onoarea să vă salut. Am onoarea să vă salut. Bună ziua. Și de scriitorul Dan Gâjul, un bun cronicar al evoluției în timp al Armatei României, în mod special în al doilea război mondial, dar un conațional care a citit cu atenție parte din cărțile publicate de distinsul invitat, domnul colonel Munteanu. Am onoarea să vă salut. Am onoarea să vă salut și mulțumesc pentru invitație. Domnule Dan Nicu, sunteți cetățean al Republicii Moldova, cetățean al României. Ați fost pentru o perioadă de timp, dacă sunt bine informat, așa mi-a spus dumneavoastră, câteva săptămâni la Chișinău, unde v-ați ocupat de o publicație care contează în Republica Moldova și ați urmărit și modul în care televiziunile de la Chișinău au reflectat acest eveniment, 23 de ani de la conflictul din Transnistria. Ca om al generației care își dorește un drum european al Republicii Moldova, cât mai aproape de România, ce semnificație dați acum, în această săptămână, comemorării, pentru că au murit oameni, și luptei de eliberare națională pe care înaintașii, inclusiv domnul Coloane Munteanu și alți moldoveni care au scris despre acest eveniment, au dorit atunci să se întâmple minunea de a nu mai fi pământ ocupat de străini. Este un eveniment trist în istoria acestei părți de pământ românesc, Basarabia, astăzi Republica Moldova, însă în același timp un eveniment glorios. Trebuie să spunem că există și această componentă a gloriei celor care au apărat teritoriul din dreapta Nistrului de o invazie pe scară largă a forțelor militare ruse din stânga Nistrului, armata 14-a, fără îndoială, dacă nu s-ar fi pus la cale o rezistență a trupelor, puținelor trupe din Republica Moldova care existau atunci, în primul rând al poliției, al unităților Ministerului Securității Naționale de atunci, armata practic încă nu exista, armata Republicii Moldova. Astăzi am fi vorbit în alți termeni, astăzi am fi urmărit alte evoluții acolo, ar fi fost
Ar fi fost vorba de un teritoriu subjugat complet de Rusia. Avem pe ecran pe Eduard Maican, care, luând cuvântul la comemorarea din Republica Moldova, a atras atenția și asupra condiției nefericite a celor care au luptat acolo. Așa și este. Care acum sunt priviți în societatea din Republica Moldova, da, cu indiferență. Sunt priviți cu indiferență deoarece, din păcate, nici atunci, în 1992, efortul acesta combatant al Republicii Moldova nu a fost foarte popular în societate și explicația sociologică, dacă doriți, acestei atitudini, acestui comportament este lipsa de atașament față de teritoriul din stânga Nistrului, care până în 1940 nu a fost legat practic de Republica Moldova, de Basarabia românească, nu a făcut parte din România. Existau două realități impuse cu forța de Moscova. Da, două realități etnoculturale și identitare impuse în aceste două teritorii. Două realități care se băteau cap în cap. Identitatea românească europeană a Basarabiei românești, cealaltă, identitatea sovietizată moldovenească, între ghilimele, adică acest creuzet de construire a unui nou popor, poporul moldovenesc, între ghilimele, în stânga Nistrului. Ca justificarea menținerii sub ocupație a unei părți din România interbelică. Exact, pentru a pescui, într-un fel, Basarabia de la România. Se știe că granița RASSM, a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, era oficial pe Prut, ei o considerau că e pe Prut și teritoriul Basarabiei este ocupat temporar de România, așa, asta era atitudinea în URSS. De fapt, aș spune că 1992 Transnistria este o reeditare a momentului 1940, la fel, o încercare de invazie de pe malul stâng, pe malul drept, de impunerea unei ordini străine de acest neam, de acest popor, de această națiune. Vorbește pe care de noi încercare de invazie, rog colegii să dea imaginile care sunt sugestive vis-a-vis de această încercare de imagine și blindate care vin din Transnistria dorind să intre pe pământul din dreapta Prutului. Da, blindate care au fost, primele au fost distruse de cei din dreapta Nistrului, pentru că din primele zile a existat o rezistență acerbă a combatanților din Transnistria. Domnul colonel Munteanu poate vorbi mai mult pe acest subiect, însă chiar și eu știu acum că a existat o luptă înverșunată și a existat o rezistență înverșunată, și dacă corpul de ofițeri de la Chișinău care gândeau strategia războiului ar fi avut ceva mai mult reziliență și ceva mai mult spirit combativ, poate că altul ar fi fost raportul de forțe acum, mai ales în Tighina, pentru că ordinele pe care le primeau de la un moment dat încolo trupele moldovenești erau să-și mențină pozițiile și să nu atace. Îl ascultăm pe Dan Nicu, rog colegii din regie să dea din nou imagini pe ecran, pentru că comparați, stimați telespectatori, aceste imagini cu imaginile care le-ați văzut recent transmise din estul Ucrainei. Estul Ucrainei, exact. Aceleași tancuri invadatoare, acolo în Ucraina se spune că sunt ale separatiștilor. În imaginile pe care le avem pe ecran se afirmă că erau ale Transnistriei, dar în războiul din Transnistria sovieticii au sprijinit acțiunea imperială din 1992 și în același timp în Ucraina tot sovieticii de modă nouă, adică putiniștii, sunt cei care sprijină ocuparea părții estice a Ucrainei și definitivă, după cum vom mai discuta, a peninsulei Crimeea. Mulțumesc, scriitorul Dan Găjiu. Ce valoare atribuiți cărților de memorialistică a domnului colonel Munteanu, pe care eu îl prețuiesc pentru două lucruri: răbdarea de a aduce în paginile respective oameni pe care noi la București nu i-am cunoscut, dânsul i-a întâlnit acolo în tranșee, și în același timp o serie de documente inedite la care a avut acces. Vă rog. Da, salut aici prin domnul colonel Munteanu, pe unul dintre cei mai importanti scritori ai noștri, scritori militari,
nu contează de unde este, că e din Moldova, de dincolo de Prut, că este de la noi, este un scriitor român, militar. Este important nu prin modul cum scrie, deși nici acesta nu trebuie neglijat, ci prin faptul că prin faptul că a scris aceste cărți, fiindcă mulți au luptat acolo, însă foarte puțini au scris, chiar prea puțin, fiindcă noi românii abia de la Bălcescu și generația Locogălnicianu încoace exersăm arta scrisului și mai ales noi ca militari. Noi ca militari suntem obișnuiți să scriem mai mult cu sabia, mai puțin cu condeiul și când o facem, suntem acuzați de scriitorii de meserie că suntem mai militari, mai mult militari, de militarii autentici că suntem mai mult scriitori și ca atare suntem tratați, exact cum ziceți, că sunt tratați oarecum eroii care au luptat efectiv cu arma în mână la Nistru pentru independența pământului, acestui pământ românesc și nu atât pentru independența pământului au luptat ei, cât pentru limba română, fiindcă Bălcescu observă asta, citând un clasic străin, mă rog, că românii au luptat mai mult pentru limba lor decât pentru o bucățică de pământ. Deci, aceste cărți le-am primit, eu l-am descoperit pe domnul colonel Munteanu când scriam la Istoria Presei, căutam și eu ceva, vreau să spun. E vorba de Istoria Presei Militare, Istoria Presei de care Militare, da, și căutam, niște ziariști, mai ales că țineam cont că tocmai fusese acel război Crâncen. Nu știam eu cam câți muriseră între timp, mi-am dat seama deci, că s-a scris, dar știam că a fost un război foarte sângeros. Slavă Domnului, cât de cât fusese mediatizat, deși nici pe departe față de partea rusească, rușii fiind mari maestri în arta mediatizării, mai ales și manipulării maselor. Păi bineînțeles, că merge una cu alta. Noi avem de învățat de la unii ca ei pe linia asta, dar niciodată nu ne facem temele, mă rog. Și vine și căutând eu un jurnalist militar, un reporter de front, de fapt, culmea am dat peste domnul colonel și nu întâmplător am dat pentru că efectiv a scris. Și a scris, atunci mi-am dat seama ca orice român, ca să se respectă un român autentic din toate punctele de vedere, a scris dintr-o ambiție și o tenacitate rar întâlnită la noi, fiindcă statul, din câte îmi dai o seama, nu l-a ajutat cu mai nimic, primește îmbrățișări, aplauze, eventual vreo tinichea, vreo decorație. După ce în România a avut loc Revoluția de 89, ați văzut, s-a făcut dita mai Institutul Revoluției, în care s-a pompat ceva sume, s-au scos sute de cărți. Bine, era vorba acolo de imaginea unui președinte, Ion Iliescu, care recent a împlinit 85 de ani, adică în această săptămână. Ce să zic, îi doresc sănătate. Multă sănătate. Vreau să zic că și... Dar e o diferență între un președinte și un simplu colonel. Exact. Dar vroiam ca și statul de dincolo, cel al stat românesc de dincolo de Prus, să aibă un institut al acestui război în care să pompeze o mică parte, să zic așa, din, eu știu, uite, confiscau niște averi ilicite și pompau niște bani, de ce să zic, în astfel de cărți. A făcut-o domnul Coel pe banii lui, pe timpul dumnealui, care probabil o mică afacere sau știu de unde scoate bani, ca să-și facă rost de bani. De ce? Să trăim în capitalism și mediul privat este un mediu necesar dezvoltării economice. Da, și ca generația, uite, lui Dan Nicu și cei, și nu a lui, că el de bine de rău, să zic, de bine de rău a trăit acest război, vede, dar sunt cei care vin peste 100 de ani după noi, așa cum noi nu mai știm mare lucru de cum s-a, dau un exemplu, cum au cucerit rușii acest teritoriu, dacă n-ar fi scris înaintea și nu știi, nici ei n-ar fi știut de ce au murit, ar fi rămas numai varianta inamicului, care inamicul, știm bine în arta manipulării ce poate să zică, îți face o șosea ca să-ți care prada de război mai ușor și spune că a făcut-o, fiindcă erai sărac și uite, te-am lăsat cu șosele sau mai știu ce, îți vine, în fine, e complicată arta asta. Vreau să zic că așa am descoperit cartea aceasta mai întâi pe Boia Libertății. De ce este interesantă? Că e una că vine de la un luptător autentic de linia întâi, care a văzut și a trăit și a simțit cu ochii lui. Doi, domnul colonel aici de față are marele talent specific unui jurnalist de meserie, fiindcă ce n-a știut dânsul, a întrebat, a cunoscut combatanți, a cunoscut văduve de război, a cunoscut invalizi pe care nu mai băga nimeni în seamă și nici la ora actuală am citit, am văzut pe internet niște chestii, nu-mi vine să cred, că sunt cavaleri ai ordinului Mihai Ștefan cel Mare, cum e la dânsii, nu-și primesc drepturile. Ce se întâmplă acolo s-a mai întâmplat și în România interbelică, să știți, și eroii din 1916, vai de ei, și văduvele până și-au obținut drepturile, invalizii la fel, au mai fost. Românul e mare artist în a spune că noi ne respectăm eroii, teoretic, dar în realitate mare lucru nu se face, doar din joi în Paști, când e vreo propagandă politică sau mai știu ce. E, și rămâne tot ca un entuziast
și un luptător autentic, adică și cu arma pe timp de război și cu arma, cu sabia pe timp de război și cu condeiul pe timp de pace, să arate și să lupte în continuare, să păstreze spiritul nației vigilent, pentru că mâine, dacă n-ar fi aceste cărți, noi n-am mai ști de unde venim, cum ne cheamă, pentru ce au căzut părinții noștri și practic n-am mai ști ce să cerem. Am rămâne doar cu statutul de slugi prin Occident și nu de eroi la hotarele patriei, cum este, să zicem, cel puțin de la Mircea cel Bătrân încoace și cum am văzut un articol prin ziarele astea ale grupului de dialog social, luate în râs, așa că noi asta știm, că vezi, Doamne, am stat de strajă de nu știu câte sute de ani, că, adică iau în derâdere până și această atitudine de soldat aici la porțile Occidentului. Eu însă nu iau în derâdere, nici colegii mei de platou, nici dumneavoastră nu luați în derâdere condiția de apărător al plaiurilor mioritice, pentru că realitatea o dovedește, deși mulți o neagă, că istoria se reia, dar pe o altă zonă, pe un alt plan, și ceea ce a fost în 92 tragic pentru Republica Moldova, vedem că acum este tragic pentru Ucraina, după ce a fost în 2008 tragic pentru Georgia. Domnule colonel Munteanu, discutam la telefon cu fostul ministru al apărării Nicolae Spiroiu, generalul care a condus Ministerul Apărării pe timpul cât în Moldova a fost acest conflict militar. Dânsul mi-a vorbit și de alți autori de volume memorialistice care au beneficiat de funcții înalte în structura respectivă și acces la documente care sigur era conform poziției. Dar i-am spus că doresc să fiți dumneavoastră prezent pentru că aveți aceste două calități. Ați fost lângă oamenii simpli, lângă luptătorii care nu purtau grade mari, dar își iubeau pământul strămoșesc, iubeau limba românească, și doi, ați avut răbdare de la o carte la alta să reconstituiți, să înșiruiți pe oameni care altfel istoria i-ar fi putut uita. Am vizitat cu sprijinul colegilor din Armata Națională a Republicii Moldova acel muzeu organizat de Ministerul Forțelor Armate, unde o porțiune este acordată și războiului din Transnistria. Am văzut listele cu cei care au căzut la datorie și atât. Cred că e necesar pentru generația tânără să reconstituim, atât prin imaginile pe care loc colegii să le pună pe ecran, sunt imagini de epocă, sunt păstrate așa cum s-a putut în varianta alb negru, dar dumneavoastră a scris negrul acolo, alături de colegii care s-au luptat pentru a apăra ceea ce era clar că se dorea a fi acaparat. Cum vă simțiți acum după 23 de ani? Domnule colonel, vreau să încep discursul meu cu... Opinia dumneavoastră. Da, discursul meu cu o adresare, pentru că astăzi e ziua comemorării, e ziua eroilor și vroiam chiar să citesc un text din pentru un minut despre ostașii noștri cei vechi, cum ar fi cei din timpul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de la Războieni sau Valea Albă, sunt temelia de biserică. Toți ostașii noștri căzuți pe pământul țării sunt temelia de țară, iar toți cei de un neam cu noi căzuți pe câmpurile de luptă, oricând și pretutindeni, vorbesc despre contemporanii noștri, care luptă și în alte zone, sunt temelia trainică a întregului neam. Oriunde ar fi mormintele lor, acasă sau în străini, în orice armată ar fi luptat, în orice război drept sau nedrept ar fi căzut, avem datoria să-i cinstim după toate cuviința ca oameni, ca români, să ne rugăm creștinește pentru odihna sufletelor lor. Cu prilejul zilei comemorării să-i comemorăm pe cei 350 de combatanți și oameni pașnici care au căzut pe câmpurile de luptă sau incident în zonele acțiunilor de luptă de pe teritoriul Republicii Moldova, căzuți la datorie și în alte împrejurări din război, pentru casă, pentru familie, pentru demnitate, pentru pământ, pentru țară și, nu în ultimul rând, pentru unitatea neamului românesc. E foarte important să fim uniți, să fim tari, să ne păstrăm acest trecut istoric, această civilizație românească care vine de departe, de sute și poate chiar mii de ani.
Vreau să închid această adresare, pentru că e ziua comemorării. Doamne Sfinte, ziditorul lumii și iubitorule de oameni, primește rugăciunea noastră. Iartă-i pe toți ostașii noștri căzuți la datorie și odihnește sufletele lor în pace cu în pace și în lumea celor drepți. Aici aș adăuga numele a sute de persoane, dar fiindcă timpul este restrâns și nu este timp pentru a vorbi la această emisiune, dar vreau să aduc în memorie o parte din combatanții care au fost eroi, care s-au zbătut, care au luptat și care nu și-au cruțat viața pentru acest pământ românesc, pentru acest pământ periferic, spun eu, sau mai de departe de această țară Românie și care și astăzi țin la această țară și vor ca în afară de toate situațiile prin care trecem noi și trecem greu să avem demnitatea de a ne apăra acest pământ și unii din colegii mei care au luptat, care sunt bolnavi, care sunt răniți și astăzi sunt cu această speranță că România, țara mamă, îi va primi și în curând, nu știu, poate în câțiva ani de zile, dar poate în câțiva zeci de ani, vor reveni la țara mamă, România. Adică vreau să spun că o parte și o mare parte din acești combatanți luptători au luptat nu numai pentru integritate și pentru independența a Republicii Moldova, dar și pentru unirea cu România. Aici vreau să închei acest subiect și să trec la întrebarea dumneavoastră, domnule colonel. Deci mă simt bine în România, mulțumesc lui Dumnezeu că am putut și am reușit, pentru că eu am condus cu niște structuri care erau în spatele frontului și erau și în Transnistria și am fost un om care mi-am făcut datoria chiar de la începând din anii 90 și terminând cu 5 august 1992 și îmi pare foarte rău de colegii mei, de frații mei care o parte au rămas în Republica Moldova și trăiesc foarte greu, așa cum a spus și domnul scriitor Gâjul, că nu mai sunt onorați, că nu mai sunt luate în vedere meritele lor, că nu-i mai ajută nimeni, că n-au sănătate și nu mai sunt primiți în instituțiile medicale pentru a-și reivindica sănătatea. Iar o parte din tineri care erau ca acest Nicu, care e alături de mine, Dan Nicu, și publicist. Da, erau băieți tineri, erau luptători, o parte ca să scape de urgia războiului sau de închisori sau de alte momente grele, au plecat în străinătate, în România, în Italia, în Spania, muncesc, iar o altă parte au revenit înapoi la ocupantul nostru, la inamicul nostru, care se numește Rusia, și lucrează pentru bani ca să-și mențină familia și neamul și poate chiar să sprijine bugetul Republicii Moldova în a exista această Republică Moldova. Aș vrea să invit colegii din regie să proiecteze din nou pe ecran imaginile care sunt în spatele invitațiilor și să rog pe sociologul Giugul și publicistul Dan Nicu să ne spună dacă vorbe precum cele rostite de colonelul Munteanu, unul dintre cei care a văzut grozăvia de atunci, din 1992, mai au vreun efect la generația tânără, la junii care au mai rămas prin Republica Moldova. Cum se raportează ei la aceste trăiri speciale pe care le vedem parțial redate și prin imaginile de epocă? O mare parte din cetățenii de generație tânără, să zic așa, nu trăiesc în vreun fel anume aceste evenimente istorice și Transnistria nu ocupă vreun spațiu aparte în preocupările lor.
În principiu, cele două maluri sunt separate, nu prea mai există foarte multe legături imediate, umane, între, mai ales între tineri, între tinerii din Republica Moldova. Da, dar în această săptămână vestea bună este acolo, că România a început să livreze Republicii Moldova gaze, e adevărat, la nivelul a unui procent din necesarul pe care are nevoie Republica Moldova, dar mult mai ieftine decât cele oferite de marile vecini de la răsărit. Da, și acest procent va crește în următorii câțiva ani, ajungând până la 50%. Orașul Chișinău va fi aprovizionat aproape integral, asta e planul, din câte am înțeles, din gazele obținute din România. Și a fost și o temere a autorităților de la Chișinău de a se lega din start de o cantitate mai mare de gaze din România pentru a nu se supăra vecinul de la răsărit. Da, funcționarii publici de la Chișinău încă mai au această frică viscerală, spune, de atitudinile celor de la Moscova, să nu se supere, să nu, dar chiar și ei își dau seama astăzi că nu mai pot să meargă pe acel drum pe care a mers până acum, ci trebuie să meargă pe drumul apropierii de România, și chiar dacă unii mai cârtesc și mai și manifestă nemulțumirile oarecum tacit sau mai vocal față de acest proces de legare a Moldovei de România și de Occident, lucrurile merg înainte, totuși au mers înainte câțiva ani de zile și merg și acum, și cu acest nou guvern care s-a instaurat acum, chiar dacă nu a rămas Iurie Leancă, cel care e apreciat în Occident la conducerea guvernului, Direcția Generală a Republicii Moldova rămâne aceeași, cu paranteza că Partidul Comuniștilor se află acum oarecum în postura de a pune condiții. În postura de a pune condiții, deoarece investirea guvernului a depins de voturile și de voturile acestui partid, nereușindu-se acea coaliție cu Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu, și acum comuniștii, într-adevăr, au o mai mare putere de influență decât au avut până acum. A viitoarelor decizii. A viitoarelor decizii, însă nici ei nu cred că mai pot opri cu succes această evoluție a Republicii Moldova spre România și spre Occident, deoarece își vor pierde și mai mult din popularitate, așa cum și-au pierdut și până acum. Partidul acesta a scăzut foarte mult în preferințe, având până la 50% în trecut, acum are numai mult de 20%. Și acest proces va continua. Vom reveni asupra acestui subiect. Dan Găjo, sunteți un scriitor care ați urmărit foarte bine documentat modul în care cei care au luptat pe front în al doilea război mondial ulterior au evoluat în viața publică. Pe unii ați reușit să-i aduceți în diferite forme publicistice, în atenția celor care trebuie să știe istoria așa cum a fost. Dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în această săptămână în media românească, reflectarea evenimentelor de la Chișinău cu comemorarea războiului de acum 23 de ani, aș spune că a fost sublimă, dar a lipsit cu desăvârșire, în sensul că doar pe un portal am văzut evocat așa timp de câteva ore evenimentul, un website, și după aceea totul s-a intrat într-un ciclu normal. Informația neoficială pe care pot să o spun în cadrul acestei emisiuni este că totuși unul dintre cei care a acționat atunci pentru apărarea identității Republicii Moldova a avut un dialog în această săptămână cu un consilier al actualului președinte al României, semn neoficial, indirect, că se acordă importanță respectării luptei înaintașilor de limbă română din partea stângă a Prutului. S-ar putea face mai mult în viitor, pentru că aceste momente deosebite pentru cei care au apărat dreptul la limba română să fie și în România marcate adecvat? S-ar putea face, desigur, dar noi suntem un popor emoțional, ca să spun așa. Tocmai de aceea e nevoie de scriitori ca domnul Anatol Munteanu, tocmai fiindcă cine trebuie să facă nu face, și ca atare noi prin acest fel de scrieri, le-aș spune subversive, supraviețuim, fiindcă, v-am zis, al minteri ne-am pierde identitatea cu fiecare an ce trece. Deci să fie clar,
Ideea mea este că imagini cu luptătorii de atunci, moment. Ați făcut paralela cu Republica Federală Germană și RDG, care au reușit să se unifice. Noi nu ne vom putea unifica niciodată cu Moldova atâta timp cât nu se va putea îndeplini una din două condiții. Ori Rusia să fie suficient de slabă, cum a fost în 1918, angrenată în acel război devastator civil, și când a scăpat Prada din gheare, dar numai cu condiția ca să o acopere, ca să o înhațe, cu prima ocazie când va fi suficient de puternică, și n-a ratat acea ocazie, ori când România va fi suficient de puternică, ceea ce iar nu văd să fie prea curând, și numai o conjunctură internațională ne va putea ajuta asta ca a treia variantă și cea mai sigură. Și asta poate să dureze un an, doi, trei. Până atunci noi trebuie să luptăm. Eu sunt convins că această unificare va veni. Noi am așteptat de la Mihai Viteazul până în 1918 300 de ani ca să ne unim. Dacă e cazul, mai așteptăm încă 300 de ani. Bine, nu cu mâinile în sân, ci luptând cu arma cuvântului în ultima instanță, fiindcă e cea mai sigură și cea mai certă și care ne poate duce la victorie. De fapt, ca să așa a și început lupta de independență a Moldovei, nu cu mitraliera peste Nistru, ci cu prin garda lor de scriitori, începând cu Grigore Vieru și tot ce a urmat, cu Nicolae Dabija și alții, cu Leonid Alari și toți și unii dintre ei au fost luați în derâdere pe aici. Simplu fapt că, uite, nu se mai reeditează Grigore Vieru, că am văzut că în Moldova acum un fost combatant, capitanul Jurja, am citit, mi se pare că scrieți de el pe undeva, sau Olga Căpățână, alt combatant pe frontul din umbră. Deci eu aș fi vrut să citesc cărțile lor și vă dați seama că n-am de unde să le iau. Apelez la domnul Munteanu dacă le are în bibliotecă. Deci au apărut în tiraje Liliput și totuși uite că unul ca mine se interesează și bănuiesc ca mine mai sunt mulți, în 100 de exemplare, în 200 de exemplare, păi ar trebui să fie o carte despre un război de independență, o carte despre libertatea unui neam, ar trebui să apară cel puțin, să zic așa, în câteva mii de exemplare, să fie măcar în bibliotecile asta, importante. Asta dacă exista o politică națională la nivelul Ministerului Culturii. Păi sigur că da, că vorbeam de propagandă, că nu se face o astfel de propagandă, se face o propagandă debilă despre crime și nenorociri de doi bani pe aici și nu se face ceea ce trebuie să facă, adică să cheltuie bani în zadar. Bineînțeles, eu știu de ce se face și așa. Agenții, se face pentru că acolo unde este sex, scandal și sânge, vin și banii de la cei naivi. Nu, dar agenții de influență sunt unde plantați, unde trebuie, ei lucrează. Arătați mai înainte, uite, și acum cu aceste blindate care trec și defilează și trec peste poduri, pe același scenariu ne era pregătit nou în 89, dacă apucau... Colegii din regie să dea imagine. Dacă apucau să treacă trei tancuri și sau blindate sau taburi, trecea după aceea o divizie întreagă, un regiment și unul după altul și nu mai dădeam nici acum și li s-a pregătit moldovenilor în 92, se exersa la noi, nu erau omuleți verzi, erau omuleți îmbrăcați în negru, mă rog. Deci chestiile astea, rușii sunt mari și ahiși, nu întâmplător sunt ei mari campioni, au pregătit cu zeci de ani înainte aceste scenarii, întregul glob e un eșichier pentru ei. Și nu se va prăbuși această Rusie decât din interior, ca orice imperiu. Așa că, însă asta nu înseamnă că trebuie să nu fie ținuți în șac tot timpul și e foarte interesant ce se va întâmpla de acum încolo în scenariile care le-a spus dumneavoastră, mă rog, la estul Europei aici. Domnul Comen Munteanu, sigur că dumneavoastră ați strâns sute de mărturii, ați scris mii de pagini, ați apelat la colegi, ați apelat la sprijinul unor istorici, scriitori, pentru a vă confrunta mărturile dumneavoastră cu felul lor de a se raporta la acest eveniment. O să vă întreb direct, ca de la simplu colonel la simplu colonel. Au luptat degeaba atunci în Transnistria cei care v-au fost alături, cei pe care i-ați admirat pentru vitejia lor? Nu. Deci cei care s-au încadrat în forțele Ministerului de Interne, cei care s-au încadrat în armată, cei care au fost voluntari, și voluntari vreau să vă spun că au fost mai mulți ca cei din armată, erau oameni care au venit cu pieptul deschis, au venit fără arme, au venit în piața Marii Adunări Naționale și cereau să fie trimiși pe front, cereau să fie înarmați, pentru că deja se duceau niște lupte. Și aș putea să vă spun că evenimentele din Republica Moldova legat de acest război n-a început
la 1-2 martie 1992. El s-a început mult mai înainte și, de fapt, prima etapă a războiului a fost 13 decembrie 1991, când un grup de luptători în frunte cu, hai să spun, comandantul misiunii era locotenent colonelul Gămurar, trebuie să vorbesc despre el, pentru că a fost un comandant strălucit, un om minunat și un mare patriot. M-am întâlnit acum cu el la o conferință a istoricilor militari din România și din Republica Moldova, organizată la 7 noiembrie. Și i-am dat libertate să comunice cu ofițerii militari, de la contrainformații, din armată și cu alți oameni care erau. Și dumneavoastră, el a repetat aceleași cuvinte pe care le-am auzit eu în 1992. Era locotenent colonel și el: să luptăm cu acești sălbatici, cu acești bărbari, cu acești hoți, cu acești cotropitori. Și el a repetat aceste cuvinte acum 23 de ani încoace. Deci vorbesc despre această identitate, despre această credință în a neamului nostru și despre lupta aprigă acestor tineri. Uite, pe ecran apare Miriniuc. Acest Miriniuc în 19, la 13 decembrie încă era în viață. Domnul general i-a convocat și a zis: băieți, nu putem merge pe pod, podul e blocat, nu putem merge pe dig, pe dig care e la hidrocentrală, pentru că acolo podul este minat, nu putem ocoli, pentru că acolo mor oamenii noștri, vă rog, deci trecem în formă de asalt, în formă de asalt, ne mascăm într-un autobuz și intrăm peste aceste două, trei posturi care erau înspre Dubăsari, pentru că acolo era arestată poliția, era înconjurată poliția și orice moment toți cei 200 de oameni care erau în cadrul poliției din Dubăsari puteau fi aruncați în aer. În jurul lor mai erau oameni care îi sprijineau, tot români sau moldoveni de pe partea cealaltă a Nistrului. Deci a luat această decizie. Deci un grup de luptători în frunte cu actualul general Gămurar au mers, era ora 4 dimineață, au mers în această misiune. 4 din ei mor: Cașu, cad în lupte Cașu, Iabloșkin, Arnăut și Melnicenko, deci care a fost arătat pe ecran, cer scuze, Miriniuc, nu Melnicenko, dar Miriniuc. Deci toți au căzut, acești băieți, au fost câțiva răniți care au scăpat cu viața, dar a fost luat postul, s-a trecut pe partea cealaltă a Nistrului și am îndeplinit această misiune de a elibera secția de poliție de separatiști și de a pune stăpânire pe o parte din oraș. După care s-a dat ordinul de retragere. Aș aduce și alte momente foarte importante de eroism, de patriotism a basarabenilor noștri, să presupunem la Coșnița Doroscaia, când acest Filea lui Pașcu, Slobozenco, Bodiul și alți luptători și-au dat viața pentru a schimba situația în lupte și pentru a cuceri niște puncte foarte importante ale inamicului. Aș mai aduce și un alt exemplu despre cei de la Gâsca, patru polițiști care aduceau armament pe pozițiile de luptă și de care aveau nevoie și au fost că împușcați într-o luptă ilegală când pe partea cealaltă erau vânați de 100 de separatiști, iar ei erau numai 10 oameni, din care 4 au fost lichidați și puși de vii arși, adică erau răniți, cereau ajutor, avem martori. Nu s-a luat nicio măsură, n-a fost cercetat cazul, Procuratura din Republica Moldova n-a făcut nimic pentru a găsi acești vinovați, care erau și din rândul separatiștilor și astăzi, mersi bine, locuiesc în Tiraspol sau în Tighina și poți fi chemați și trași la răspundere pentru genocidul care l-au cauzat nu numai față de acești, dar și față de populația bârtinașă. Pentru că furau, luau lucrurile, violau femei, luau femei, copii,
îi duceau în direcții necunoscute și, de fapt, exilul basarabenilor s-a repetat așa cum făceau tătarii sau cum făceau turcii în perioada secolului 14, 15, 16, 17. Deci ce s-au făcut rușii? De aceea vreau să vă spun că această luptă nu s-a terminat, această luptă continuă. Rușii au avut probleme în diferite zone ale URSS-ului și o să le aibă în continuare, pentru că după scenariul din Ucraina, care sper se va încheia tot în defavoarea rușilor, mai vin și alte scenarii, pentru că au tătarii care și ăștia așteaptă o scânteie pentru a răbufni. Tătarii care sunt majoritate în partea de Ural și în partea de Est a Rusiei sau Orulal. Este Asia Mijlocie care a încercat în Tajikistan, în Kirghizia s-au încercat încercări de a-și rezolva problemele naționale. Deci confruntările deci merg, să spun așa, înainte și cred că mare succes Rusia nu va avea dacă ea nu va intra într-un dialog, dar nu cu forța, să impună Basarabiei, să impună Ucrainei, să impună Gruziei și altor popoare care sunt în cadrul astăzi în cadrul Federației Ruse. Am intrat în ultimele 8 minute ale primei părți a emisiunii noastre dedicată războiului din Transnistria, practic războiului dus pe partea dreaptă a Nistrului pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova în 1992 și o să mai aveți câte o intervenție fiecare. Rog pe scriitorul Dan Gâjiu, dacă acum ați fi numit consilier al Ministrului Culturii, vis-a-vis de această dramă națională, pentru că acolo au murit niște oameni care nu erau înarmați pe măsura conflictului, care nu erau sprijiniți pe măsura țelului nobil pe care îl aveau de a apăra pământul românesc și limba română, credeți că ar fi bine primit un concurs pentru cel mai bun scenariu de film care să promoveze în rândul tinerei generației un mod uman de reflectare a celor evenimente tragice? Sigur că ar fi bine primit de o parte, să zic, a tineretului, de altă parte ar fi, din altă parte ar fi privit cu indiferență, alții poate ar fi ostili, fiindcă nimănui nu-i convine să se facă propagandă și sau contrapropagandă pe un subiect ca acesta, un subiect totuși destul de delicat, dar eu vizam măcar o carte, poate filme, au văzut că au făcut chiar ei, moldovenii au făcut un film, mă rog, mai mult documentar, vedeam măcar o carte de istorie serioasă făcută de specialiști, ca, fiindcă acesta aceasta a fost o bătălie din războiul pe care noi îl ducem dus sub comanda președintului Snegur, care tocmai a fost pe ecran. Da, când îl ducem, de când au venit rușii la Nistru, de pe la 1642, mai concret, pe vremea lui Dimitrie Cantemir, mai încoace de la 1711, și concret din timpul războiilor ruso-turce de la pe la 1820 și ceva, 1829, 30 și așa mai departe, până la războiul Crimeii și până, în fine, ce să mai spunem, până practic în al doilea război mondial, când am bătut efectiv cu ei, și acesta nu e decât o mică secvență ce a început și cum spunea domnul Goel, că nu s-a terminat. E clar că nu s-a terminat, fiindcă nu se va termina decât când se vor retrage în matca lor, dar nu e nicio bucurie, fiindcă se vor ivi alții, că ei au venit pe fundalul slăbirii turcilor, vor slăbi ei, vor veni alții și așa. Deci asta e istoria, o luptă continuă și noi trebuie să fim pregătiți. Un ciclu istoric. Exact, trebuie să fim pregătiți, dacă nu cu sabia, măcar cu spiritul. Și zice că trebuie să fim și cu spiritul și cu sabia. Ideal e cu totul, dar am spus măcar să avem una din două, fiindcă rămânem, cum se zice, cum am fost așa ne ținem, măcar să rămânem la nivel de poezie, dacă nu și de altceva. Sociologul Dan Nicu, care este și publicist, cum vede această susținere a cauzei naționale în Republica Moldova acum, după 23 de ani de la momentul trist, dramatic al acelui război care a anihilat multe vieți de luptători pentru cauza limbii române? Am parcurs o perioadă istorică, practic o schimbare de generație biologică, 23 de ani de atunci, 26
6 de ani, dacă ne referim la momentul de, începând cu 1989, când au început acele transformări revoluționare la noi cu grafia latină și declararea limbii române ca limbă de stat. Însă, din păcate, factorul politic, puterile care s-au, sau guvernările care s-au succedat de atunci și până acum, au condamnat de multe ori această luptă, această direcție, această eliberare a românilor moldoveni de acolo la un regres. Au venit cei din front, cei din Partidul Democrat Agrar în 1994, a fost o revanșă a interfrontului pro-rus, a facțiunii pro-ruse și a unei facțiuni numite fracțiuni parlamentare numite Viața Satului, care era compusă din șefii colectivelor agricole, cooperativelor agricole, care împreună au guvernat Republica Moldova până în 1998 și au fost responsabili pentru distrugerea bazei economice și pentru spolierea, practic, a Republicii Moldova de bunurile sale și de activele sale și de, de baza sa economică. Pe acest fond, cetățenii au început să se preocupe mult mai mult de propria lor viață de zi cu zi, de propria lor supraviețuire, decât de chestiunea eliberării de pline de influența rusească și eventual până la unirea cu România. Din păcate, și propaganda oficială a puterii, a regimului, dublându-o pe cea de la Moscova, a condamnat pentru aceste evoluții, nu guvernarea, nu factorii corupției de la guvernare, ci tocmai pe cei care în 1989-1991 au creat, practic, statul independent Republica Moldova, adică scriitorii, erau condamnați aceștia pentru criza economică care venise. Adică a fost o operațiune, aș zice, strălucită de manipulare în masă a populației, care de atunci și până acum, în mare parte, a ajuns să urască sau să antipatizeze tocmai evoluțiile care o duseseră spre libertate în 1989-1991. Pe acest fond, aș spune că, din păcate, am fost nevoiți să constatăm că lupta nu s-a terminat. Ar fi trebuit să se termine până acum, dar ea se translatează spre exponenții unei noi generații. Actuala generație de... Avem pe ecran, rog colegii din regie să dea imagini cu subunități dotate modern din Armata Națională a Republicii Moldova, care tocmai au fost verificate de către șeful statului major al Armatei Naționale a Republicii Moldova. Sunt observabile și vehicule date Armatei Naționale a Republicii Moldova de Statele Unite ale Americii. Republica Moldova nu este singură. Republica Moldova are România alături. Republica Moldova are comunitatea europeană conștientă că între Prut și Nistru sunt oameni care vor să trăiască civilizat într-o democrație consolidată de tip european. Am intrat în ultimele două minute. 60 de secunde aveți, domnule colonel Munteanu, pentru un mesaj al dumneavoastră către cei care se uită la această emisiune. Mesajul meu către combatanți, către guvernanții Republicii Moldova și pentru ceilalți cetățeni e să avem o relație mult mai bună sau mai apropiată și mai apropiată cu România, iar mesajul meu către Rusia ar fi ca să-și retragă trupele inclusiv și din Transnistria, să participe la niște negocieri pașnice și serioase cu administrația Republicii Moldova, dar și cu autoritățile românești, pentru că sunt chiar mai pregătite, mai profesioniste, așa, și România are destui diplomați, analiști politici, oameni foarte bine pregătiți, dar și militari, care nu numai au grade de general, dar sunt niște oameni care au o strategie și au o pregătire
foarte bună profesională, la rând și poate chiar mai bună ca specialiștii ruși care se consideră mai tari pe această planetă. Iar frontiera aș vrea să o văd pe Nistru, totuși, ca să închidem acest Republica Moldova unită cu România, iar două părți ale Republicii Moldova sau a țării Moldovei, partea de jos a țării Moldovei până la Acherman, cetatea Albă, Chilia, Ismail, și partea de nord cu Bucovina, Cernăuțu, să intre în componența Republicii Moldova, după care să intre, de fapt, total împreună în cadrul statului unitar România. Domnule Comandant Munteanu, acesta este motivul principal pentru care am vrut să fiți prezent în emisiune. Sunteți un patriot care nu v-ați pierdut speranța și vă mulțumesc în numele celor care au avut timp, răbdare, să vă citească paginile care sunt scrise cu durerea unui român că puteau să rămână în viață tineri care au pierut pentru o cauză care, iată, și după 23 de ani a rămas într-o incertitudine, într-o modalitate de raportare a autorităților de la Chișinău de o manieră diplomatică, dar fără o soluție practică pe teren. Mulțumesc scriitorului Dan Gâjiu, domnului Comandant Munteanu și conaționalului Dan Nicu pentru prezența lor la prima parte a emisiunii Valori Euroatlantice, o emisiune care este dedicată cultivării valorilor libertății, independenței, integrității teritoriale a celor care vor să trăiască într-o democrație consolidată. În partea a doua a emisiunii ne vom ocupa de situația actuală din Ucraina, dar după pauza publicitară. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea Valori Euroatlantice. De data aceasta vom evalua situația din Ucraina cu trei noi invitați, distinși interlocutori, compatrioți cu experiențe complementare. Am plăcerea și onoarea să vi prezint acum. Este vorba, în primul rând, de domnul general Florian Pița. Am onoarea să vă salut. Bună seara, am onoarea să vă salut. De domnul general Virgil Bălăceanu. Bună seara și bine ne-am revăzut. Și domnul general Stan Petrescu. Bună seara. Este o simplă coincidență de nume, nu e nicio legătură de rudenie. Din această perspectivă a rudeniei noastre cu valorile comunității euroatlantice care țin de respectarea libertății, integrității teritoriale, independenței și suveranității naționale a statelor europene, conștiente că numai împreună, într-o comunitate care își prețuiește reciproc valorile, poate să obțină progresul dorit al societății din țara respectivă și în același timp al societății de pe continentul care a dat lumii mari valori ale civilizației umane. Am vrut să punem punctul pe ei într-un moment în care șeful Comitetului Întrunit al șefilor de state majore de la Pentagon afirma pe data de 3 martie că obiectivul numărul 1 al lui Putin este să fărâme NATO, să pune statele nord-atlantice în situația ca unele să fie de acord cu aplicarea articolului 5, alte state să își mențină rezerva și astfel să se ajungă la o situație pe care a evocat-o șeful Biroului pentru Securitate Națională a Poloniei, care a declarat, culmea coincidenței, tot pe data de 3 martie, că Polonia trebuie să pregătească pentru război, un război în care va trebui să facă față unei agresiuni ascunse, sintagma agresiune ascunse îi aparține, context în care NATO nu va putea interveni în baza articolului 5 și atunci Polonia se va găsi în fața unei agresiuni fără precedent. Sunt motive de îngrijorare, sunt informații verificabile. Din păcate, am mai spus-o și o repet, posturile de televiziune în general, presa românească într-un cadru mai larg, difuzează informații legate de această situație conflictuală din estul Ucrainei cu o întârziere de 12 ore. Și aici nu mă refer la știrile seci de genul Angela Merkel invită la Berlin pe președinții Ucrainei, Franței și Rusiei, ci mă refer la analize care se pună în valoare, evaluări deloc întâmplătoare și în baza unor experiențe pe care numai generalii care au slujit patria sub tricolor în forțele armate române o pot face. Să pornim de la acest scenariu pe care l-au în vedere camarazii polonezi.
că s-ar putea trezi cu un război hibrid și că ar trebui să constate cu stupoare că nu se aplică articolul 5, pentru că unele state aliate, cum ar fi Ungaria, de pildă, ar zice nu. Nu este vorba de o agresiune rusă, e vorba de insurgenți care nu au fost identificați. Exact scenariul jucat în Ucraina, diferența fiind că Polonia este stat membru al NATO, Ucraina nu este. Cum evaluați din perspectiva acestui joc, care ține și de jocul contrainformativ, această posibilă evoluție, domnul Jean Stan Petrescu? Asistăm astăzi, în evaluarea conflictelor, la foarte multe inovații. Pe mine m-a surprins prima inovație când președintele Statelor Unite, Bill Clinton, a ordonat, de fapt n-a ordonat, ci în legătură cu atacul asupra postei Iugoslaviei, când toți diplomații, specialiștii în... Vă întrerup o secundă pentru că vreau să dăm pe ecran imagini cu prezența secretarului Consiliului Securității Naționale din Ucraina în tranșele de la Mariupol, pentru că ucrainenii se pregătesc pentru ceea ce ar urma să fie următorul obiectiv de atins al lui Putin, cucerirea orașului Mariupol și crearea unei fâșii teritoriale către peninsula Crimeea. Vă rog, domnul general. Și de aici mai sus către Transnistria, pentru că acest cordon umbilical trebuie reactivat și alimentat logistic. Așadar, războiul acela, diplomații n-au știut să-l boteze, până la urmă s-a găsit o formulă, acel război a fost un război nu declarat, ci un război decis. Iată o inovație. Asistăm la această fizionomie a unui nou conflict, și anume războiul hibrid, în care dominanta este reprezentată de către serviciile de informații, cu toate componentele sale implicate aici, anume forțe speciale, dar mai ales propagandă, dar mai ales diversiune. Și sigur că acest dispozitiv, ca să-i spunem așa, nu are flancuri, nu are aliamente, el se mișcă ca o fantomă și mai ales nu sunt însemne și simboluri militare pentru a identifica anume ce armată a deschis agresiunea pentru ca să pregătim contrareacția. Sigur că Polonia, fiind prima țară NATO la frontieră, este preocupată de asemenea chestiune și dacă luăm tot acest aliament din Letonia până în Bulgaria, fiecare dintre țări ar putea să se confrunte cu asemenea model de conflict și, prin urmare, contrareacția față de un asemenea război hibrid trebuie să fie simetrică, adică statele vizate să-și pregătească din vreme forțe speciale, eu știu, grupuri de luptă, deci după modelul acesta hibrid să fie implicate foarte activ forțele de cercetare, diversiune în adâncime, pe de-o parte, și toată rezerva de inteligență a statelor să marcheze momentul, nu să marcheze momentul, ci să supravegheze cu toate sursele și resursele pentru a identifica acest, să spunem, război ascuns, insidios, extrem de subtil și care nu deranjează diplomații și care nu pune în discuție modelul de agresiune, care, iată, l-am identificat, este război nedeclarat, dar este război, este agresiune și atunci hai să activăm. Iată, este o chestiune extrem, extrem, extrem de delicată și subtilă, aș putea să spunem așa. Este un fel de șiretenie militară. Am studiat-o mult această formulă, șiretenia militară. Este bine gândită și oglindită în acest tip de conflict. După părerea mea, Polonia este îngrijorată pe drept cuvânt. Acești omuleți verzi s-ar putea să apară la frontiera ei, s-ar putea să apară vrând nevrând dacă într-o Ucraina divizată și într-o Ucraina, de fapt o Ucraina care a ajuns exact acolo cum au gândit-o strategii ruși, este perfect divizată, sunt capete de pod organizate de către aceste forțe, armamentul greu nu a fost retras, prin urmare, rușii și-au atins obiectivele. Și unul dintre cele mai importante obiective cu care NATO nu s-a declarat de acord nici acum și celelalte state din primul aliniament, este faptul că ei și-au construit, aș zice, după modelul portavionului de uscat Garcia din Pacificul de Sud, aparținând americanilor, portavionul pe uscat Crimea, unde se concentrează masiv forțe enorme, navale, aeriene și terestre. Deci, iată, și din ultimele declarații și de ieri ale Ministrului Apărării, parcă, au îmbogățit, să zicem așa, flota Mării Negre,
cu vreo 6 submarine, cu vreo 6 fregate, cu avioane de vânătoare bombardament, cu avioane multirol și un submarin multirol va veni în apele Mării Negre. Deci va fi una dintre cele mai puternice flote și în sfârșit, deci obiectivul este atins, următorul și prin aceasta, cu această flotă imensă, pot să iasă prin Dardanele, Mările Calde și în celelalte. Deci sigur că este extrem de periculos și asta au și urmărit. Apropo de ce spuneați adineaură, dacă vor ocupa și acest oraș, Crimeea, drumul către Transnistria, de fapt, era gândirea lor mai de demult ca al doilea cap de pod să fie bine, să aibă un aliniament foarte, sau un culoar mai degrabă, ci un aliniament, un culoar de vest, foarte bine asigurat către Transnistria, acolo unde este o forță imensă, astfel că pe drept cuvânt amenințarea dată de președintele Putin din care rezultă că au cea mai mare putere militară, că nu există alta echivalentă și că să fie foarte atenți la ce amenințări se fac la adresa forței. Mulțumesc frumos. Militare. Domnul Jean Bălăceanu vorbea de culoarul pe care vorbea domnul Jean Stan Petrescu, de culoarul pe care Rusia și el dorește de pe teritoriul pe care controlează acum în Donbas, către peninsula Crimeea. Dumneavoastră ați activat pe litoralul sudic al Mării Negre, mă refer la prezența dumneavoastră în fruntea unui comandament multinațional care avea sediu în Turcia și aveți, zic eu, o privire și o oportunitate de evaluare a actualei situații dintr-un unghi inedit. Care este opinia dumneavoastră? Cu permisiunea dumneavoastră am să fac o referire la întrebarea pe care ați pus-o. N-am să caut neapărat un răspuns. Acel pericol că la un moment dat ar putea să existe situația lipsei unui consens NATO față de o acțiune Polonia, în limbisul NATO e poziția Poloniei. Rusia. Se poate lua în calcul și o asemenea chestiune, însă pe lângă articolul 5, tratatul de la Washington, mai are și un articol 4, l-ar precede pe articolul 5, nu numai ca în ordine numerică, în sensul în care articolul 4 prevede că se efectuează consultări între state în situații de criză. Consensul în NATO se realizează și prin ceea ce înseamnă intervenția celor mari, în primul rând a Statelor Unite și apoi a celor 5 mari din Europa. Poate la ora actuală a celui care este pe o poziție mai relevantă, și anume Germania. Și dacă nu există consens NATO sau există un consens în care se poate accepta o intervenție militară sau civilo-militară, dar fără să fie o participare a statului respectiv, există și o altă soluție. Există o a doua soluție asupra căreia trebuie să reflectăm, coaliția de voință, care presupune participarea unui număr de state care întotdeauna au un lider. Și pentru situația creată, dacă e vorba de Polonia, presupun că un lider a unei coaliții de voință este fără doar și poate, sau sunt fără doar și poate, iertați-mă, Statele Unite. Referitor la celălalt subiect al discuției legat de cele amintite de domnul Jean Petrescu. Da, există un pericol. Este un pericol, dar pe care eu l-aș nuanța. Aș face o diferență între posibilitatea războiului hibrid în țările baltice și imposibilitatea războiului hibrid, așa cum îl concepem acum, în Polonia și România. Un moment, un moment că vă las în continuare să vă susțineți argumentația, atunci explicați-mi diferența dintre sintagma război hibrid și război ascuns, cum a vorbit oficialul polonez pe care îl menționam. Din punctul meu de vedere, pentru că așteptăm răspunsul de la Washington cu prelucrările lor de mare anvergură pe problematica războiului hibrid, dar din perspectiva mea, războiul hibrid are un element de esență, acela al creierii insurgenței pe teritoriul statului respectiv, al cumva capătă formele unui alt război. Ori insurgența se poate crea acolo unde există o etnie și unde drepturile respective pot fi considerate ca fiind încălcate. Ori țările baltice au o etnie rusă destul de substanțială. Și atunci s-ar putea repeta exemplu celor întâmplate în zona Donbas. În aceeași măsură, un război hibrid este foarte adevărat, dar pe spațiul țărilor baltice ar permite din partea Rusiei și un mod de a testa modul de reacție al NATO.
Însă dacă ne referim la teritoriul nostru, dincolo de Polonia, pentru că trebuie să ne gândim la noi, nu numai la zona de nord-est, există posibilitatea, atunci când situația de criză se agravează, a unui război limitat, a unui război care ar urmări ocuparea unei zone de interes major. Orice zonă reprezintă porțiunea de interes major din teritoriul României. Este, cum o denumeam noi pe vremuri militari, zona de operații de sud-est, este vorba de teritoriul Dobrogei, care reprezintă în opoziție geografică cu Crimeea, al doilea portavion stabil și nescufundabil din zonă. Numai că unul aparține Federației Ruse, celălalt aparține României și aparține, România fiind membră NATO, nu? Și alianței NATO. Posibilitățile însă trebuie analizate și în ceea ce ar însemna escaladarea unei asemenea crize. Războiul nu se produce astăzi, probabil nu se va produce mâine, dar există o probabilitate ca să se producă într-un spațiu de timp pe termen mediu și lung. De aici trebuie să plecăm de la concluziile celor întâmplate, dar să plecăm și de la ceea ce a reprezentat în definitiv modalitatea prin care Rusia a reușit să-și exprime interesele prin folosirea forței militare și o folosire într-o măsură destul de eficientă, într-o măsură destul de bună din punct de vedere al eficienței. N-am să dezvolt prea mult subiectul, dar este un subiect de interes și pentru noi, pentru că Rusia, nu, prin politica lui Putin și plecând de la lecțiile învățate după cele două războaie din Georgia, realizează, dacă vreți, o redirecționare în această dihotomie care exista și mai există în unele locuri între profesionalizarea armatei și sistemul prin conscripție, și anume serviciul militar obligatoriu. O Rusia a demonstrat, trecând la un program de modernizare a forțelor armate după 2002, că pe un parcurs de 10 ani, cu alocări în creștere progresivă din an în an a alocațiilor pentru înarmare și în același timp creându-și o forță profesionistă, dimensiunea ei nu este la nivelul armatei Federației Ruse, dar este o forță care a putut fi folosită în mod deosebit în ceea ce a reprezentat invazia Crimeei. Oamenii verzi, omuleții verzi de care vorbea și domnul Gheorghe Petrescu, de fapt nu reprezintă altceva decât forțe profesioniste. Este un aspect, un instrument pe care Rusia îl poate folosi și pe care în mod sigur îl va dezvolta în continuare. Ca atare, revenind la subiectul România, profesionalizarea armatei a reprezentat, cred eu, o adaptare bună la ceea ce ar fi provocările la ora actuală a războiului modern. Și ca să nu dezvolt prea mult subiectul, ar trebui să ne gândim și la profesionalizarea unei a doua componente absolut necesare, și anume profesionalizarea rezervei. Domnul general, ați fost în funcția de locțitor al șefului statului major general. Ca atare, au fost situații pe care mi le închipui eu, în care ați condus efectiv, în absența titularului, o serie de întruniri în care ați ascultat pe șeful informațiilor militare, pe cei care se ocupă de forța expedițională românească și v-ați gândit cum trebuie să evaluați situații nu întotdeauna dintre cele mai utile păcii viitoare. Și mă refer la faptul că militarii noștri au fost implicați în teatrele de operații din Irak, din Afganistan, și observăm că în Irak nu e pace nici acum, în Afganistan tulburările continuă, sunt mari probleme la Kabul cu stabilizarea societății. Întrebarea mea pornește de la o realitate și realitatea aceasta este una conturată de o declarație pe care am auzit-o înainte de emisiunea unui oficial român care parcă relua cu propriile cuvinte mesajul din decembrie 89. Stați liniștiți pe locurile voastre. Adică au venit militarii portughezi, dar nu se întâmplă nimic grav. Au venit avioane portugheze, dar asta pentru că doar la nivelul forțelor navale și forțelor aeriene sunt niște deficite. Dar stați liniștiți, cetățeni români. Păi stăm liniștiți. Însă, ca ofițer în rezervă, mă întreb cât realism există în evaluarea unor lucruri care nu s-au oprit,
prin acordul Minsk 2, care nu se vor opri dacă luăm în calcul ambițiile publice recunoscute ale Kremlinului. Care e părerea dumneavoastră? Aș porni de la afirmația dumneavoastră că, din păcate, acordurile, iată, repetate până la urmă, Minsk 1 și Minsk 2, dar și conferința de pace de la München, n-au reușit să stabilizeze cumva situația din estul Ucrainei. Și că asta, fără doar și poate, trebuie să creeze în continuare motive suficiente de îngrijorare pentru toate țările responsabile de securitatea europeană, pentru că din momentul în care, spunem, legea forței a fost introdusă în locul forței legii prin încălcarea celei din urmă, este firesc să spui întrebarea în ce măsură o alianță de state, și aici numesc nu neapărat NATO, ci și Uniunea Europeană, poate să intervină diplomatic, politic, economic și militar pentru a stopa această acțiune de revanșardism. Cea mai mare, unica de altfel de după încheierea celui de-al doilea război mondial, și care practic încalcă toate prevederile Cartei Națiunilor Unite în legătură cu statalitatea, cu integritatea și cu suveranitatea statelor, indiferent sub ce motive și care ar fi mobilurile, obiectivele pe care Federația Rusă le urmărește în Ucraina. Îmi dați voie să vi le raportez eu? Folosesc formula ca de la militar în rezervă la militar în rezervă, nu de la realizator de emisiune la invitat. Păi unul ar fi refacerea Uniunii Sovietice, nu ne îndoim, e vorba de o declarație publică a lui Putin. Doi, refacerea influenței Moscovei asupra fostelor state socialiste devenite, precum România, precum Ungaria, precum Bulgaria, precum Cehia, precum Slovacia, state membre ale Uniunii Europene și ale NATO. Fărâmițarea NATO, adică dovedirea faptului că e un tratat mort, care nu mai este acoperit prin respectarea angajamentelor luate, și, bineînțeles, spargerea Uniunii Europene. Mă înșel? Nu vă înșelați absolut deloc și eu aș mai adăuga, cu permisiunea dumneavoastră, ceva, pentru că și așa este foarte mult să fie peste. Faptul că la conferința de la Valdai, Putin a afirmat cu subiect și predicat că nu mai este de acord să joace niciunul din jocurile planetare în care actorul principal este Statele Unite și vrea să devină cel puțin egal din acest punct de vedere ca element de putere în reîmpărțirea sferelor de influență. Cu alte cuvinte, este un joc în care obiectivul nemijlocit nu este neapărat Ucraina, ci trebuie văzut ca o dispută ale marilor puteri și o reîncercare de a recuceri marile puteri și avem pe ecran imagini cu poziția Chinei că ar fi timpul să se țină cont de interesele firești strategice ale Rusiei în Ucraina. A trecut China cu arme și bagaje, cel puțin cele ale diplomației chineze de partea Rusiei în această înfruntare cu Statele Unite ale Americii? A trecut de partea Rusiei sau de partea altcuiva? Eu am întrebat dacă de partea Rusiei. N-aș îndrăzni să fac o asemenea afirmație și niciunul din, cum să spun eu, elementele de concretețe care intervin în analizele de geopolitică nu ne pot conduce spre o asemenea concluzie. Dimpotrivă, a zice că în Asia Pacific, China are rolul ei, iar această zonă, ea însăși, reprezintă un element de insecuritate asupra căruia nu numai Statele Unite, ci și Uniunea Europeană trebuie să se focuseze dincolo de ceea ce înseamnă obligativitatea de a încerca din răsputeri, folosesc acest termen, de a opri escaladarea conflictului din Ucraina și oricum de a limita ascensiunea Rusiei până la granițele NATO, până la granița de est a NATO. Prin urmare, este firească, pentru a reveni la baza întrebării dumneavoastră, la substanța întrebării dumneavoastră, îngrijorarea Poloniei, cum este firească îngrijorarea oricăruia din reprezentanții statelor care fac parte din flancul estic al NATO, prin urmare și a noastră, vis-a-vis de o posibilă escaladare, reescaladare a conflictului din Ucraina, fiindcă ceea ce se întâmplă în momentul de față după acordul de la Minsk nu este decât o pauză strategică într-o continuă ofensivă pe care Federația Rusă, să fie foarte clar, și-a propus-o și o dezvoltă.
ultimile date, dacă nu greșesc eu, reținute de mine din studiul pe care l-am făcut, relevă faptul că pe teritoriul Ucrainei, în momentul de față, sunt circa 12.000 de militari ruși. În Crimea sunt alte 29.000 de militari și vreo alte 50.000 de efective se află dispuse de-a lungul graniței rusești cu Ucraina. Prin urmare, așa, angro, se ridică la aproape 100.000 de militari. Forța rusă, iată, gata de acțiune în această zonă. Dincolo de acest element, faptul că în noaptea se retrag anumite echipamente, armament greu, artilerie, din pozițiile de pe linia frontului către înapoi, ziua, pardon, și noaptea se reîntorc sau sunt redislocate pentru o posibilă acțiune în regiunea portului Mariupol, este un alt element pe care reprezentanții observatorii OSCE-ului l-au relevat, au fost confirmate de altfel la comandamentul NATO din Europa și ele evident că sunt motive serioase de îngrijorare, fiindcă acordul într-adevăr se clamează și dintr-o parte și din alta că trebuie să fie pus în aplicare, numai că pe teren lucrurile se pare că nu se petrec așa cum se afirmă în cancelariile oficiale. De altfel și intervenția președintelui Obama de ieri prin videoconferința la care a invitat să participe Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, a avut acest scop de a reanaliza situația din Ucraina după acordul Minsk 2 și evoluția acestei situații în continuare, în ideea în care Statele Unite deja au decis ca sancțiunile impuse Rusiei, cel puțin în ceea ce privește Ucraina, să fie menținute și după data de 9 martie. Și pe de altă parte să vadă dacă este nevoie de o readăugare, dacă vreți, a altor tipuri de măsuri economice întâi de toate și diplomatice pe acest segment al dialogului Europa-Rusia. Un dialog dejenabil, dar deocamdată fără efecte Rusia, practice. În care, din păcate, efectele scontate nu se lasă văzute și pe teren. De data asta rog pe domnul Jean-Stan Petrescu să ne decripteze o chestiune de interes general. Totuși, cine a stat în spatele asasinării lui Boris Nemțov, om care a fost ucis la câteva sute de metri de Kremlin, în condițiile în care camerele de filmat erau închise pentru reparații, iar top modelul care îl însoțea, o frumoasă ucraineancă de 25 de ani, nu l-a văzut pe ucigaș pentru că a venit din spate și l-a lichidat cu 4 focuri de armă. Ce s-a dorit? Reeditarea unui Sarajevo? Deci tot tacâmul unui asasinat bine gândit în spatele ușilor închise, cu o femeie foarte frumoasă, iată, un top model, undeva într-o plimbare romantică. Deci din nou cherchez la femme. Cherchez la femme, bien sûr. Sigur, declarația lui Obama mi s-a părut extrem de acidă, chiar că nu incendiară, el sugerându-ne că la un asemenea asasinat sau ar fi putut să apară, dar nu în imediata sau liderul opoziției, el descriind faptul că în Rusia lui Putin au început să se introducă cenzura, în Rusia lui Putin libertatea presei a început să fie extrem de strânsă, că drepturile omului sunt încălcate și mai ales exprimarea în spațiu public a opoziției este tot mai greoaie din cauza contramăsurilor în plan propagandistic, dar și în planul informațiilor le ia liderul de la Crim, așa că era de sau un asemenea asasinat a generat într-adevăr o stare emoțională la nivelul marilor lideri ai lumii, pentru că prea seamănă acest asasinat cu cel produs prin anii 1920 și ceva, când un lider al opoziției în fața dreptei s-a distrus și Republica de la Weimar, a fost un lider al opoziției de-al vremii, Rathenau. Deci, deși la o distanță foarte mare, seamănă foarte bine. Interesant este că și ancheta ascunde fel de fel de scenarii din acestea, care mai de care mai asemănătoare cu cele de film. Regizorii din spate ai propagandei
stau foarte bine pentru a te trimite într-o parte sau alta. A dus și declarația liderului de la Kremlin că personal va fi în capătul anchetei până când nu vor fi găsiți asasinii. Bine, ați readus în discuție faptul că tot rețeaua de camere, pentru că tot Kremlinul este împânzit de o rețea de camere de supraveghere pentru a apăra centrul de putere. Tocmai atunci au fost introduse într-un proces de mentenanță. Faptul că a apărut această frumusețe ucrainiană și culmea a apucat o amnezia că nu a văzut nici asasinul cum arată, nu știe nici numărul mașinii. Și a rămas în viață. Și a rămas în viață. Este posibil pentru că nu sunt străine aceste scenarii. Se recrutează din preajma unui lider care trebuie să fie compromis, asasinat sau eliminat. Nu? Se recrutează cei mai apropiați ai lui. Deci aici a fost ușor de recrutat această tânără. Este o ipoteză ce spun eu, dar ar putea să facă față dintr-un scenariu real și sigur și faptul că serviciile de informații rusești erau la curent cu o declarație pe care urma să o facă a doua zi la acel marș al opoziției și prin care acesta în spațiu public rus ar fi spus cu voce de stentor că vinovat de ce se întâmplă în Ucraina și în Rusia este liderul. Sigur, în marele lui orgoliu nu ar fi putut să accepte acest lucru și acest lider al opoziției. Trec acum la domnul Jean Bălăceanu pentru că vreau o explicație. Americanii au informat prin vocea șefului Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore că polonezii ar vrea trei lucruri de la ei dacă se începe livrarea de armament letal. În primul rând să aibă informații clasificate privind mișcările trupelor ruse. În al doilea rând, mașini de stins incendiile, pentru că e un dezastru în Donbas, în urma bombardamentelor. Și în al treilea rând, mijloace antitank pentru a opri tancurile rusești, care atunci când pornesc nu mai pot fi oprite. Din această perspectivă a faptului că se joacă peste ocean la ora actuală, la momentul difuzării emisiunii noastre, nu știm încă dacă s-a luat decizia de a sprijini cu arme letale Ucraina. Cum evaluați evoluția discuțiilor pe această temă din perspectiva Moscovei? Moscova deja a protestat față de faptul că Lituania, una dintre cele trei țări baltice, a livrat în cantități mici armament Ucrainei. Dacă e să trecem peste ocean, trecem puțin în China. China, în intimitatea ei, nu vrea o Rusie puternică militar. China are graniță cu Rusia, are probleme istorice și are interese geografice. Dar în același timp, în mod sigur, China ar vrea ca Rusia să fie mai ocupată cu vestul său, respectiv estul Europei, decât să fie ocupată cu Asia Centrală sau chiar cu Manciuria, din punct de vedere geopolitic. Deci și acea declarație probabilă a chinezilor. Pe de altă parte, trebuie să plecăm de la considerentul că Rusia, din punctul meu de vedere, nu este în ofensivă. Rusia este în apărare. Rusia reîntruchipează întrucâtva ceea ce se spunea de către un cunoscut geopolitician la început de secol, prin 1904, Harold Mackinder, că cine cucerește estul, cucerește inima lumii. Cine cucerește inima lumii, cucerește insula lumii și cine cucerește insula lumii, cucerește lumea. În definitiv, la ora actuală, chiar prin folosirea forței militare, dar limitat, chiar prin acest nou tip de război, război hibrid, Rusia caută să-și prezerve interesele ca sferă de influență. Problema care se pune este aceea dacă în timp, prin acutizarea situației, Rusia nu va reacționa ca o măsură ultimă la ceea ce poate să reprezinte forța militară pentru un război generalizat. Aici este un pericol pe care nimeni nu îl poate analiza, că s-ar putea produce sau nu, dar noi, mai ales militarii, dar nu numai noi, trebuie să luăm în calcul ca și posibil, într-un spațiu de timp rezonabil. Legat de ceea ce a spus dumneavoastră, nu ar fi bine ca Ucraina să fie înarmată. La un moment dat s-ar putea crea în timp un factor de destabilizare. Ucraina totuși este o zonă care nu poate fi foarte bine controlată din punct de vedere al direcției sale ca și
spectrul geopolitic. Sigur, acum există intenția puternică de a se orienta spre vest. A mai existat o asemenea intenție, a revenit în brațele Moscovei și o Ucraina înarmată ar crea un dezechilibru în zonă, pe termen mediu și lung. Trebuie să gândim lucrurile și în perspectiva următorilor ani. Însă Washingtonul discută un alt aspect care ar fi de interes pentru noi, legat de livrarea de arme. Sunt ultimele declarații care spun ca echipamente militare să fie oferite la prețuri convenabile, negociate, dar rezonabile, statelor membre NATO. Sigur, de problema aceasta, urmând să se ocupe, este o tradiție NATO, câte un stat națiune cadru pentru livrarea acestor echipamente. Este o problemă pe care trebuie să o avem și noi în atenție, pentru că ne știm deficitul de capabilități. Iar capabilitățile noastre sunt legate nu numai de ceea ce reprezintă deficiențe pentru Ucraina respectiv și pentru Polonia într-o anumită măsură, armamentele antitank. Noi trebuie să ne gândim că spațiul cel mai sensibil din punct de vedere geostrategic rămâne spațiul Mării Negre. În perioada următoare, în mod sigur, spațiul Mării Negre va fi un spațiu militarizat, vom vedea dacă va fi puternic militarizat. Ori trebuie să ne gândim la ceea ce înseamnă apărarea intereselor noastre în zona economică exclusivă, în zona costieră, în zona teritoriului pe care l-aminteam mai devreme, cel puțin al Dobrogei. Pe de altă parte, revenind la ceea ce abordam la început, dacă nu este NATO prin consens, poate să fie o coaliție de voință, să nu uităm că interesele Statelor Unite la ora actuală în România sunt mai prezente decât în Polonia, pentru că scutul antirachetă va deveni operațional întâi în România și apoi în Polonia. Da, dar Putin a zis că dacă apare acest scut, atunci România devine o țintă și este o chestie pe care Rusia nu va tolera. Noi nu trebuie să traducem orice declarație politică ca o declarație de război sau orice comentariu a unui jurnalist ca o chestiune care se întâmplă în realitate. Trebuie să fim atenți la toate aceste declarații, dar trebuie să fim nuanțați în analiza lor. Întotdeauna Rusia a avut ceva împotriva scutului antirachetă, de când s-a pornit planificarea acestuia pe spațiu Polonia-Cehia. În mod sigur, Rusiei nu-i convine, dar nu o spune declarativ că sunt relațiile destul de apropiate și faptul că în cadrul sistemului antirachete este inclus și un radar de pe teritoriul Turciei. Deci aici este un sistem mai complex. Revin asupra subiectului, față de România se manifestă un interes strategic, având aici elemente legate de apărarea strategică ale Statelor Unite. Și cele două elemente esențiale le reprezintă scutul antirachetă și al doilea element, în general, a spune spațiul dobrogean, cu toate facilitățile sale. Este un lucru care trebuie să ne facă să credem în posibilitatea unei intervenții într-o situație de agresiune nu numai a României. Războaiele moderne, războaiele europene, sunt războaie de coaliție. Important este să fim de partea coaliției care, dacă nu învinge, cel puțin descurajează și nu lasă zeii războiului să-și exprime dorințele lor. Interesantă afirmația noastră, dacă nu învinge, cel puțin descurajează. Eu zic că trebuie cel puțin să descurajeze inițial și după aceea să se vadă finalul luptei. Așa este, am spus. Nu de alta, dar avea dreptate general Constantin Degerato, care a fost prezent în acest studio și spunea cu năduf, și îi dau dreptate, că orice declarație aliaților, și nu mai numesc, care spun că nu vom acționa în Ucraina, nu vom acționa contra Rusiei, este o încurajare a administrației prezidențiale de la Kremlin de a acționa ei militar, inclusiv în Republica Moldova. Pentru că atâta timp cât spui că frontiera NATO este pe Prut, este clar că ce e dincolo de Prut nu te angajezi decât în cadrul alianței. Domnul Petrescu, noi suntem militari și dacă suntem militari, trebuie să... Înainte de a fi militari, suntem români și trebuie să spunem românilor și adevărul. Și suntem români. Adevărul este următorul. Noi trebuie să ne uităm unde sunt zonele de interes. Ori marele pericol, și îl discutam mai devreme, este o intervenție a Rusiei, chiar sub forma războiului hibrid ca război test, în spațiul Baltic.
Pentru că atunci s-ar pune problema modului în care reacționează NATO. Asta era varianta de săptămâna trecută. Acum a apărat poziția nouă a Poloniei în această săptămână. Război ascuns e o definiție mai ambiguă. Războiul pe care noi l-am suportat, și de aici putem să împărtășim din experiența noastră, cu bunul și cu rău acestei experiențe Polonie, este război informațional, care a fost produs în România în decembrie 1989 și care mai este de actualitate. Pentru că războiul informațional, de regulă, este un război ascuns. Are componenta, vorbea și domnul general Petrescu, aceea informațiilor masivă, a infiltrării de agenți, a sabotajelor, a creierii unei psihoze, vezi decembrie 1989 cu acea psihoză a teroriștilor, va avea o componentă nouă care deja a fost practicată în Estonia, aceea a războiului cibernetic. Deci sunt componente a unui război ascuns, da? De tip război informațional, unde este mai dificil de aplicat articolul 5, pentru că la ora actuală articolul 5 se aplică în cazul unei agresiuni clasice. Directe. Drepte, directe. La ora actuală însă NATO judecă problemele legate de modul în care ar putea să aplice articolul 5, nu neapărat ca și lovitură clasică, ci ca și contralovitură de aceeași manieră în cazul unui atac cibernetic. Deci sunt probleme care preocupă. Război informațional destabilizează. Război informațional slăbește. Război informațional nu cucerește în totalitate. Război informațional pregătește următoarea etapă. Încă n-a fost inventat acel război care să cucerească un teritoriu numai prin economie, numai prin politică, numai prin diplomație. Și în secolul 21, războiul, ca să aibă acel moment al victoriei, trebuie să fie războiul cuceritorului. Și spuneam, mai bine să descurajeze decât să fie victorioși, pentru că a fi victorioși înseamnă a intra în război. A descuraja înseamnă a opri războiul. NATO trebuie să aibă acea capabilitate și România în cadrul NATO să descurajeze războiul prezervându-și interesele, interese care, ca o revoluție culturală a secolului 21, se duc din ce în ce mai mult dinspre centrul și estul Europei, înspre zona Rusiei. Este un fenomen obiectiv. Și aici este problema răspunsului Rusiei. Un fenomen obiectiv este și faptul că am intrat în ultimele 9 minute ale emisiunii. Vreau ca în următoarele 3 minute domnul Jean Stan Petrescu să tragă concluziile dânsului privind evoluțiile viitoare ale conflictului militar, politic, diplomatic și economic din Ucraina. Am să reiau de unde am început, dar cu mică paranteză. Războiul ascuns, războiul este războiul inteligențelor sau războiul de tip intelligence, mai ales că acum mijloacele tehnice îl sprijină enorm prin culegerea de informații tehnice. Și anume, iată un rezultat al unui război ascuns. E posibil să câștigi războiul, dar să pierzi pacea. Pentru că printr-un război informațional foarte bine pus la punct și prin dominanta informațională poți să, deși să pierzi războiul, să câștigi pacea. Revenind la de unde am început, sigur că da, am spus că Federația Rusă și-a atins obiectivul, faptul că 50% din Marea Neagră este lac rusesc, faptul că flota din Marea Neagră, după spusele ministrului de război, va deveni o flotă oceanică și în curând o va ajunge pe cea turcă, fiind în Marea Neagră de departe sau cea mai mare flotă, dar se apropie puternic flota rusă din Marea Neagră, are controlul asupra Mării Negre, având Ucraina, având Crimea de partea ei, plus portul militar Novosibirsk, așa, de acum are și o voce mai puternică, în sensul că navele NATO nu vor mai putea staționa în Marea Neagră, ca pe vremea când Crimea era a lui Iushchenko și Iushchenko, printr-un singur ordin, primea nave ale NATO în port să stea cât doreau ele sau cât aproba președintele. Acum, potrivit tratatul de la Montreux, mai mult de 21 de zile nu poate să stea o navă NATO și, potrivit tratatului, nu poate să depășească un deplasament, un tonaj de 45 de tone. Deci, iată aceste restricții. Un al doilea obiectiv pe care cred că și l-a atins este acesta, pentru că, în afară de faptul că a divizat sau încearcă să divizeze Uniunea Europeană, încearcă să
fărămițeze sau să defragmenteze forțele NATO, ei își urmăresc mai departe un al doilea obiectiv, și anume să sară prin portul Poti de la Georgia în Marea Caspică și să aibă și deschis culoarul Asiei. Tot de aici controlează Balcanii, tot de aici controlează Dardanelele. Iată, forțele din Osetia și Nagorno-Karabakh sunt deja bine instalate. Așadar, flancul sud-estic al NATO este sub control total și sigur că în această... Este sub presiune. Este sub presiune și chiar sub control. Chiar sub control. Eu nu știu vă de ce... referiți la teritoriul de partea cealaltă a frontierei. Eu nu știu de ce ai noștri miniștri care s-au preumblat pe la cârma acestui important minister de război, nici în ziua de astăzi n-au reușit să pună în stare de funcționare un submarin care, numai prin faptul că ieșea în larg și forțele și informațiile inamice știau că este ieșit în larg și putea să tempereze practic litoralul nostru, este extrem de vulnerabil și orice debarcare în forță ușoară poate să pună tot dispozitivul nostru constituit în două geaba. Timpul ne determină să trecem la opinia domnului Jean Pința. Flancul sud-estic. Mulțumesc frumos pentru opinie. NATO este în urmă cu 50 ani obișnuiam să spunem că asistăm la un paradox. Militarii se ocupă de pace și politicienii se ocupă de război. Se pare că trebuie să revenim la preceptele firești ale obligațiilor pe care militarii le au și să ne gândim mai serios la această chestiune care înseamnă conflictul din estul Ucrainei. De fapt, până la declanșarea acestui conflict nu s-a mai revenit asupra subiectului. De altfel, amintea și cineva zilele trecute, din câte mai amintesc eu, că este momentul să ne gândim foarte serios la aceste chestiuni, cu remarca însă că pe această temă nu doar militarii trebuie să vorbească. Din nefericire suntem trei aici și am mai fost și în alte ocazii cu dumneavoastră moderator al patrulea și cu invitații dumneavoastră de marcă pe care aveți de fiecare dată, care încercăm să ne ocupăm de acest subiect. Problema conflictului, dincolo de tot ce s-a discutat aici, s-ar putea să capete foarte curând o latură umanitară extrem, extrem de grea, pe care Europa tare mi-e teamă că nu este pregătită să o gestioneze cum se cade, apropo de gestionarea acestei crize foarte serioasă, fiindcă numai în momentul de față se vorbește de peste 1 milion de refugiați. Iar dacă obiectivele sunt cele pe care noi le anticipăm cu atingerea Transnistriei în următoarea etapă de ofensivă, chiar dacă și eu sunt de acord cu colegul meu Virgil Bălăceanu că Rusia nu este în ofensivă la nivel strategic și într-o altă formulă prezentată, dar pe teren lucrurile se petrec în acest mod, atunci cu siguranță o mare parte din populația care nu se mai regăsește sub aspectul securității nici măcar în vestul Ucrainei va încerca să debușeze în Europa. Prin urmare, Europa va trebui să fie pregătită și România de asemenea. Asta depășind tot ceea ce poate să însemne la ora actuală o analiză pertinentă și foarte realistă asupra riscului de securitate pe care România, ca țară membră NATO, iată și cu un scut antirachetă asupra căruia se amenință în permanență că dacă devine operațional s-ar putea să fim țintă sigură, îl reprezintă în ecuația măsurilor de apărare securitate pe care, evident, în cadrul alianței noi suntem obligați să le luăm. Domnul general Bălăceanu, un minut pentru a comenta imaginile pe care rog pe colegi să-i pună pe ecran. Sunt imagini edite foarte recente, militari americani în tranșee în Polonia, se antrenează cot la cot cu camarazii polonezi pentru situații aparte. E interesant pentru că revenim la războiul pe poziție, războiul cu fortificații sau, mă rog, cu lucrări genistice de amploare. Partea bună a Poloniei și a țărilor baltice este că au atras în zona lor și au și investit exerciții de amploare. Sunt exercițiile Forței de Răspuns NATO. Chiar l-au avut în 2013, au serii de exerciții cam la 2-3 luni cu mai bine de 5.000 de oameni și asemenea așteptarea ar trebui să fie și pentru România. Am mai spus lucrul acesta în cadrul studioului dumneavoastră, revin asupra lui, m-aș bucura dacă exercițiul Forței de Răspuns NATO din 2017, când România va avea 2% din buget, sunt optimist, din punctul ăsta de vedere, se va desfășura în zona de sud-est a Europei. Aș încheia prin a spune că, dincolo de aspectele militare, există totuși și războaie care pot să cucerească fără victime.
Ceea ce s-a întâmplat la Mix 2 și atitudinea lui Putin este o consecință, de fapt, a războiului economic pe care l-au practicat Statele Unite. De fapt, suntem pe ultimele secunde ale emisiunii noastre, dar pentru că vreau ca toți, vreau ca toți invitații să plece cu surâsul pe buze, vă ofer posibilitatea dumneavoastră să vă încheiați prezentarea și vă dau dumneavoastră, domnul Jean Stan Petrescu, un minut suplimentar pentru a ne explica ceea ce mai dorea să spuneți și eu v-am întrerupt. Deci vreau să spun doar că, deși, spunea domnul general Pință și are dreptate, tratatul Minsk II nu știm ce valabilitate va avea, cât de bine va fi respectat, dar cel puțin pe moment, hic et nunc, contează. Și este o expresie a războiului economic pe care l-au desfășurat Statele Unite și a lideranței pe care în Europa îl asigură două state. E vorba de Germania și de Franța, ca reprezentate, a ceea ce reprezentante, iertați-mă, în teren, sub aspect politic, a ceea ce reprezintă interesele geostrategice ale Statelor Unite în Europa. Este un semn bun. Și să nu uităm nici Marea Britanie. Absolut. Eu prefer parteneriatul strategic cu Statele Unite și sprijinul unchiului Sam. Dintr-un motiv foarte clar. Am lucrat cu ofițeri germani care sunt riguroși, sunt disciplinați, sunt oameni care execută misiunile, dar care în particular mi-au spus că ei nu uită nici primul, nici al doilea război mondial, când în condiții cunoscute predecesorii noștri au luptat în tabere opuse. Domnul Jean Stan Petrescu? Deci continuăm faptul că Federația Rusă și-a atins obiectivele la Marea Neagră, au posibilitatea să controleze Balcanii, ies în mările calde pentru că flota din Baltică și din Murmansk nu poate să o aducă așa de repede în Indii. Aș dori să spun că până a începe un război cald sau până când acest război hibrid ascuns, aceste se vor apropia sau cel puțin vor merge în continuare pe provocări, să amintesc generația secretarului de stat americane asupra faptului că dacă la Minsk nu vor fi respectate cele 13 porunci, tratatul, mă refer la cel de pe 12 încheiat, sigur că mai au o componentă foarte importantă și am reținut-o, este într-adevăr extrem de păguboasă pentru economia Rusiei și anume excluderea Federației Rusiei din rețeaua SWIFT. Ce este această rețea? Această rețea este o rețea de bănci prin care statele își fac plățile electronic cu celelalte state sau cu actori economici în mod foarte rapid. Există 4 servere foarte mari, foarte puternice, la Amsterdam, la Copenhaga și undeva în statul Virginia. Ori dacă ei sunt excluși din această rețea, nu le rămâne decât să facă plățile, eu știu, cu cuirasatele lor sau cu fregatele lor prin America Latină sau prin alte state. Această componentă, într-adevăr, va pune economic sau va pune mari probleme economice Federației Rusiei și acest lucru i-a și speriat deja. Mulțumesc frumos. Am o curiozitate de jurnalist, că vă cunosc bine. Când faceți așa, da. Mai vreți să spuneți ceva? Voiam să vă spun că până când nu vor fi epuizate toate mijloacele diplomatice, economice, politice și de altă natură, nimic nu va avansa din punct de vedere al măsurilor de reacție specifice într-un asemenea caz. Este opinia mea și o împărtășesc pe baza studiului și a evoluției evenimentelor politice internaționale din momentul de față. John Kerry, despre care vorbea domnul general Stan Petrescu, exact pe acest lucru a mizat, sigur având un mandat foarte clar al Congresului și al președintelui american în discuțiile pe care le-a avut la Geneva luni, săptămâna asta. Mulțumesc frumos, domnul general Florian Pință, domnului general Virgil Mărăceanu și domnul Jean Stan Petrescu pentru prezența la emisiunea Valori Euroatlantice, un loc în care nu facem decât într-o manieră democratică, civilizată, să bătem pe umeri pe decidenții politici care trebuie să ia în calcul și pe cei care reprezintă zona neguvernamentală, dar cu o experiență relevantă pentru a feri România de situații care au mai fost în istoria ei și pentru a o menține pe drumul unei siguranțe, a unei securități naționale care să nu fie doar la nivelul declarațiilor politice, ci și concretă în teren. Am onoarea să vă salut!